Situația explozivă în Libia. Orașul Benghazi, controlat de rebeli, este scena unor lupte înverșunate. Deși au anunțat încetarea focului, trupele lui Gaddafi asediază, se pare, orașul. Mai mult, regimul autoritar a sfidat rezoluția ONU care interzice avioanelor sale să se mai ridice de la sol. În această dimineață, un aparat de luptă a fost doborât la Benghazi. Avionul a fost cuprins de o flamă în timp ce survola Benghazi. S-a prăbușit în doar câteva secunde. Pilotul s-a catapultat cu puțin timp înainte de impact, dar nu se știe nimic despre soarta lui. Rebelii spun că aceasta e dovada că Gaddafi încalcă rezoluția care îi interzice să mai ridice vreun avion pe teritoriul Libiei. Și tot rebelii spun că orașul Benghazi este luat cu asalt de trupele regimului. De cealaltă parte, acoliții colonelului susțin că ei ar fi atacați de militanți Al-Qaeda. We have no bombardment of any kind after the ceasefire was declared by us. وأن القوات خارج مدينة بنغازي وليس في مدينة بنغازي. Occidentalii l-au avertizat pe Gaddafi. Dacă nu încetează ostilitățile, avioanele NATO vor lovi pozițiile trupelor sale. Left unchecked, we have every reason to believe that Gaddafi would commit atrocities against his people. Many thousands could die. Drept răspuns, Gaddafi a trimis o scrisoare lui Obama, în care a spus că libienii sunt pregătiți să moară pentru el. Astăzi, la Paris, președintele francez Nicolas Sarkozy i-a invitat pe mai mulți lideri pentru a discuta o acțiune militară în Libia. Alături de Franța, Statele Unite și Marea Britanie, Canada, Norvegia, Danemarca și Belgia vor să participe la acțiune. România se va coordona cu Uniunea Europeană și NATO. Germania, Turcia, Cehia, Bulgaria și Ungaria vor sta deoparte. Japonezii par să...